uitați-vă pe mama frumoasă. Ia uite ce frumoasă este îmbrăcată fetița mea. Da. Bună dimineața. Astăzi este ziua mea de naștere și m-am gândit să îmbrac pe ea festiv, eu sunt în training. M-am îmbrăcat pe ea festiv, este atât de drăgălașă, Doamne. Da, și astăzi este ziua mea de naștere, nu știu exact ce facem, probabil că mergem să ne plimbăm, că eu asta îmi doresc de ziua mea de naștere, nu doresc să petrec, să mănânc sau să fac alte chestii, să stau cu ei, să stăm toți patru și să ne plimbăm în mare parte, dar vă arăt pe parcursul zilei ce facem astăzi. Prima dată voiam să vă arăt pe păpușică, că iubesc de nu mai pot, te iubesc de nu mai pot tu, că să fie atât de frumoasă, Doamne! Cu rochiță, tu și cu ștrampene, cu tresuri, vai de mine și de mine. Vai de mine și de mine. Aici am cumpărat tot fel de chestii pentru ziua mea, pantaloni și un fel de, nu știu ce e asta, pufoasă pentru mine, trenul acesta pentru Zian, cu, nu știu, bile, ceva, o să vi le arăt mai târziu. Aici sunt astea pentru dentiție, pentru aria, pentru că îi curge foarte mult din guriță și, da? Și aici un hanorac pentru Sergiu. Și cam atât. Am făcut cadou pentru toată lumea, nu doar pentru mine, dacă este ziua mea. Ce dor de Maia. I-am arătat o filmare acum de acasă cu Maia, că e la bunici, și a pupat telefonul când a văzut-o, e super drăguț, că e dor de ea și de mașina de acasă. Ieri am pus pe YouTube un clip în care era el cu mașina de acasă, aceea mare, neagră, și s-a apucat de plâns că vrea cu mașina. E milă de el, dar na, asta este situația deocamdată. Giugiu, și-a primit ziua în tren. Toată lumea a primit cadouri de ziua mamei. Așa se face, nu? Toată lumea primește cadouri acum. Iubita frumoasă, ție-ți e somn. Mergem în oraș, trebuie să luăm scutece pentru Aria. Ce ai zis? Vrei să povestești ceva, iubita? O, e supărată, gata. Aici voiam să vă arăt clădirile astea și parcul acesta foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut tare mult cum arată și am zis că neapărat trebuie să-l filmez să vi-l arăt. Vorbesc acum peste pentru că atunci bătea foarte tare vântul și nu m-ați fi auzit și s-ar fi auzit foarte, foarte enervant. Cred că brazii ăștia sunt de la Crăciun sau ceva de genul, că apar din aceea luminați noaptea, acum ziua, normal că nu. E iarbă sintetică pe jos. Vedeți voi soarele acela, doar că e soare cu dinți, cum se-ar zice, pentru că bătea vântul groaznic de tare. Și na, e foarte frumos, nu era lume pe aici, nu înțeleg de ce, probabil că nici nu aveam voie să intrăm sau habar nu am, sau ba da, puteam să intrăm, dar mă rog, nu era nimeni, numai noi. Și aici este foarte frumos, este în fața unui mall sau în cinta unui mall, că e așa, continuă mallul după aceea, nu știu exact. Pe acolo vine trenul, ceea ce mi se pare foarte interesant și îmi plac mult clădirile astea foarte înalte și cu geamuri mari. Astea sigur sunt de birouri. Pe aici lucrează și Sergiu și de aceea zic că sigur sunt de birouri. Mă rog, nici n-ai putea să locuiești în ele, dar arată extraordinar de frumos. Și am uitat să vă spun că eu sunt cu minte și am primit și flori de ziua mea, bineînțeles, de la scumpul meu soț, iubit și drăgălaș, pe care îl iubesc din tot sufletul meu. Și aici am mers către casă. A, uitați aici, curge ceva apă, o propoziție întreagă, nu mi-am dat seama exact ce scrie, dar oricum, scria ceva, propoziție. Aici am ajuns iarăși în parcul din cartierul nostru, unde e plin de români, apropo. Adică, na, cel puțin cei din fața noastră erau români, Sergiu cu căruciorul cu Zian. Aici din nou Tamisa și revenim la noi acasă, unde v-am mai arătat de atâtea ori și nu mai rău să vă mai arăt, să vă mai repet cât este de frumos. Puteți să vedeți și voi treaba asta, să nu vă obosesc prea tare. E ce frumos e acum. Chestia aia de sticlă acolo, aia e piscină. De frumos acum și aici nu mai bate așa tare vântul.
parcă aici bătea vântul mai tare. Pe Tamisa, dar acum... Salut! Iubita! Ce faci, iubita, nu, mama? Ce faci tu, prințesa tu? Tu, prințesa tu? 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 De ce frumos ești îmbrăcată, tu, iubita, tu? Doamne, 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 doamne! Dar tu de ce nu mai vrei să dormi? De ce nu mai vrei să dormi tu, găsune? Găsunele! Găsunele, găsun! Când au gust bun. Tu, de ce ești nervoasă? Este pentru că merit, că este ziua mea și mănânc ce vreau eu. Prea faceți voi? Nu am prea vorbit astăzi. Încerc să ocul pe area de 2 ore și nu reușesc, sau am reușit de vreo 3 ori și cum a ridicat de lângă ea s-a trezit. Nu știu exact care este faza și de ce nu vrea să doarmă, adică vrea să doarmă că e somn, dar nu știu ce reușit să doarmă în continuare că mă ridic de lângă ea și nu fac gălăgie, dar na. Deja este ora 4:10. Vreau să mă ridic din pat și să merg dincolo cu Aria, să vedem ce fac și băieții. Să mai facem treabă prin casă, că na, mai avem o grămadă de chestii de făcut. Și sper să mai mergem, să mai ieșim pe afară puțin la plimbare. Și cam atât, nu cred că se întâmplă ceva deosebit astăzi. Dar... na. A durat foarte mult treaba asta cu adormitoarea și ea nu vrea să doarmă. Și cam atât, ziua n-a dormit, a fost bine. Eu cu Sergiu am făcut mâncare și ce am mai făcut noi pe acolo. Pe dincolo prin bucătărie și sufragerie. Și cam atât. Vă pupăm! Mai e apă, nu mai trebuie ta apă. Lasă colachia lui tata. Mama? Asta facem și curat. Mama? Ia uite, suntem de o săptămână, sunt urme de mâini de zian peste tot. Acum trebuie să dăm și cu aspiratorul, că ia uitați cum arată pe jos. Dar mănâncă greu, că mai mult bea apă. 2 litri de apă pe zi. Nu chiar. Dar 1 litru cred că bea pe zi. Cam așa. No, până la urmă nu mai ieșim afară. Stăm în casă, că deja este ora 5:30, cam așa. Și bate foarte tare vântul afară, extrem de tare. Astăzi când am ieșit, bătea foarte, foarte tare vântul. Încât eu duceam căruciorul la un moment dat și îmi zbura căruciorul într-o parte, efectiv, și nu puteam să-l țin, să-l trag după mine și a trebuit să vină Sergiu să mă ajute. Deci bate prea tare vântul și nu mai ieșim la ora asta, stăm pe acasă. Și dacă stăm pe acasă, nu mai pot să filmez pentru că Sergiu nu vrea să apară în filmările mele pe YouTube, așa că nu mai filmez și ne vedem luni. Eu vă pup și ne auzim data viitoare. Pa!